la versetul 4. Când s-a strâns o groată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a uscat, pentru că n-avea măzeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut. Și a făcut rod însuși, însuvit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat, cine are urechi de auzit să audă. Amin. Ocupați locurile. Cred că nu este străin acest text pentru noi, copiii lui Dumnezeu, frecventatori ai casei Domnului. Cuvântul din Luca, pilda semănătorului, are un înțeles pe care dumneavoastră știți, îl știm cu toții. Însă în această dimineață aș vrea să vorbesc despre o diferență care este între aceste patru categorii de oameni. O diferență care face cu adevărat diferența. Aș vrea în această dimineață să vorbesc despre nevoile bisericii. Sunt atâtea nevoi într-o biserică. Sunt atâtea nevoi la nivel personal al nostru. Sunt atâtea nevoi la nivel de familie. Sunt atâtea nevoi la nivel de societate. Sunt atâtea nevoi și nevoi una peste alta și tot nevoi. Avem nevoie să fim ajutați. Avem nevoie să fim sprijiniți. Avem nevoie să fim consiliați la nivel personal. Avem nevoie să fim apreciați. Avem nevoie să fim iubiți. Avem multe nevoi și multe nevoi ca să stăm bine. Ei bine, și biserica are nevoie pentru ca să stea bine. Și una din nevoile acestea de care ne vom ocupa în această dimineață și este diferența dintre aceste patru categorii de oameni pe care Iisus Hristos însuși le-a enumerat aici, este nevoia de a crește sănătos. Nevoia de a crește sănătos. La nivel personal, ai nevoie să crești. Atât fizic, cât și spiritual, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere financiar. Toți avem nevoie să creștem. Ei bine, biserica are nevoie acută, adică indispensabil, este nevoia de a crește. Este indispensabil nevoia de a respira. Dar nu este bine ca biserica să rămână la un singur nivel. Așa cum sunt la tine vii, spune cineva. Și o cântăm de mulți ani și nu ne schimbăm nimic. Frații mei, mi-a venit un mesaj în zilele trecute și vă spun sintetic, era un bătrân ajuns undeva pe patul de spital și după ce i s-a administrat oxigen și multe cheltuieli acolo, la urmă omul a scăpat și a venit o factură de 500 de dolari sau 400, nu contează suma. Și acest bătrân, văzând această factură, a început să plângă și îl întreabă doctorul, dar stai rău cu banii, lasă că o să plătești cumva, lasă că o să rezolvi problema. Nu, zice, nu plâng pentru factura aceasta că o voi plăti eu, dar plâng pentru că 80 de ani am respirat oxigenul lui Dumnezeu și n-am plătit nimic. Nevoia mea acută a fost oxigenul și 80 de ani am consumat aerul lui Dumnezeu, am consumat oxigenul lui Dumnezeu. Aici, pentru câteva zile, oxigenul a costat 500 de dolari sau 500 de euro ca să pot să trăiesc. Dar eu am trăit 80 de ani și n-am plătit nimic și m-am bucurat de oxigenul lui Dumnezeu. Vedeți? Suntem binecuvântați de Dumnezeu. Dumnezeu ne dă contextul. Dumnezeu ne dă locul în care să putem crește. Și de multe ori suntem doar niște consumatori.
Și nu suntem oameni care să creștem și să ajutăm, să ajutăm la creșterea altora, celor din jurul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu este o poruncă dumnezeiască în Geneza, în capitolul 1, chiar la început, și spune cuvântul lui Dumnezeu 1 cu versetul 27. Creșteți și înmulțiți-vă. Este o poruncă dumnezeiască ca oamenii să crească. Este o poruncă dumnezeiască. Dumnezeu spune însuși, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, i-a făcut după chipul lui, Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Versetul 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu i-a zis, creșteți. În dreptul acestui cuvânt, în dreptul acestei porunci, vrem să ne oprim în această dimineață și să vedem de ce trebuie să creștem. De ce Dumnezeu ne spune ca să creștem? Care este cuvântul opus al creșterii? Un sinonim. De fapt, nu. Un cuvânt opusul creșterii înseamnă pernicie. Să nu crești. A nu crește. Armonia în statul în care ești. Să nu crești. E bine, dacă nu crește o plantă, rămâne pipernicită. Frații mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune ca să crește. Și este aici o motivație atât de frumoasă. De ce să crește? De ce Dumnezeu cere ca noi să creștem? Ca noi la nivel de biserică, la nivel de individ, la nivel de societate chiar, să creștem. Efeseni, capitolul 2, versetul 19, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așadar, voi nu mai sunt deci nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Versetul 20, fiind ziliți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. Versetul 21 ne spune, în El toată clădirea bine închegată crește. În El, în Iisus Hristos, toată clădirea, adică toată biserica, crește. Și vedeți de ce? Ca să fie un templu sfânt în Domnul. Biserica nu poate să fie un templu sfânt pentru Dumnezeu dacă nu crește. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu le cere și spune în El, adică în Hristos, clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un lăcaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Și noi ne lăudăm de multe ori și bine facem că ne bucurăm de faptul că noi suntem templul Duhului Sfânt. Căci Dumnezeu locuiește în noi. Căci Duhul lui Dumnezeu locuiește în inimile noastre, în conștiința noastră, în gândirea noastră, în sufletul nostru. Suntem călăuziți, adică conduși de Duhul lui Dumnezeu și nu suntem conduși de instinctele primare. Și suntem conduși de Dumnezeu, asta înseamnă că noi nu posedăm. Dumnezeu este în noi, ne binecuvântă prin prezența Lui. Frații mei, cuvântul lui Dumnezeu ne cere și ne spune ca noi să fim temple ale Duhului Sfânt. Biserica, individul, la personal, avem nevoie să creștem. Avem nevoie să creștem. Pentru că dacă nu creștem, Dumnezeu nu poate de mult să-și manifeste dragostea Lui, harul Său peste noi. Cuvântul lui Dumnezeu îi spune lui Ieremia un cuvânt, lui Ezechiel, mă scuzați, un cuvânt pe care dacă nu crești, nu poți să-l îndeplinești. Ezechiel 33 cu versetul 7. Acum, fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Îi spune lui Ezechiel. Dar îți dă și ție responsabilitatea. Diversă, probabil, de Ezechiel. Dar și ție îți spune, te-am pus în locul în care ești. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, nu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să înștiințezi din partea. Tu trebuie să asculți cuvântul care iese din gura mea și să înștiințezi din partea mea. Uitați ce responsabilitate îi dă Dumnezeu lui Ezechiel. Și spune, acum fiul omului te-am pus străjer peste casa lui Israel. Acum fiul omului ți-am dat responsabilitatea cu vioara. Acum fiul omului ți-am dat responsabilitatea cu... Puneți dumneavoastră numele dumneavoastră. Te-am pus responsabilitatea să te rogi pentru cei din jurul tău. Ți-am dat responsabilitatea cântării în biserică. Ți-am dat responsabilitatea cărmuirii în biserică. Ți-am dat responsabilitatea să
dai drumul la volum în biserică. Este o responsabilitate pe care Dumnezeu a îngăduit-o ca să o ai. Și acum spune, tu trebuie să asculți cuvântul, adică tu trebuie să te pui la dispoziție. Tu trebuie ca să-ți faci treaba. Tu trebuie ca să te pui la dispoziția celui care te-a pus acolo. Și în cazul ăsta Dumnezeu a îngăduit ca fiecare să primim o responsabilitate. Fiecare, chiar atunci când ne vine rândul ca să facem curățenia la biserică, este responsabilitatea curățeniei. Și este responsabilitatea acelei slujiri. La un moment dat, ucenicii, mari ucenici, pe care le avea Iisus Hristos, le-a dat putere ca să vindece de bolnavi. Le-a dat putere ca să scoată draci. Le-a dat putere ca să facă minuni. Și ei când rosteau un cuvânt, bolnavul se ridica. Acum imaginați-vă scena. Bolnavul se ridica, sărea în picioare, bolnavul de 30 și ceva de ani, orbul care n-a văzut niciodată, bolnavii care nu puteau, schilozii și tot felul de duhuri ieșeau afară din oameni, dar la un moment dat le spune așa, voi acum mergeți și pregătiți-vă o cameră. O responsabilitate simplă pare. Dar nu este deloc, spune ucenicilor, acum voi mergeți și pregătiți-vă odaia de sus, pentru că vreau să sărbătoresc Paștele. Este o simplă responsabilitate. Dar vă întreb, dacă ei se vor lua în altă parte și nu-și făceau treaba, era mulțumit Iisus Hristos de comportamentul lor? Nu era. Ei bine, de aceea cuvântul lui Dumnezeu ne cere nouă și ne cere, îmi cere mie, îți cere și ție la fel, ca haideți să fim responsabil în locul în care suntem. La un moment dat îi spune la Ezechiel, auzi, Ezechiele, spune poporul, spune-le. În versetul 11, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, uitați cum jură Dumnezeu. A jurat Dumnezeu. N-are ce să jure mai sus de El, pentru că nu este nimeni mai presus de Dumnezeu. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă! Întoarceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce vreți să muriți casă, voi, casa lui Israel? Uitați responsabilitatea pe care o primește Ezechiel. Asta e atât de importantă pentru Israel. Pentru că vine îndurarea lui Dumnezeu și vine transmisă prin acest om. Ei bine, dar dacă vrei să primești de la Dumnezeu responsabilități, trebuie să crești. Trebuie să crezi. La un moment dat, vin ucenicii lui Ioan Botezătorul și îi spun, auzi, Ioane, Iisus Hristos botează mai mulți, sau ucenicii lui Iisus Hristos botează mai mulți decât botezi tu, dar ce se întâmplă aici? Auzi, tu până acum ai botezat, deci tu ai venit cu botezul. Ești Ioan Botezătorul, numele ține de acolo. Dar cum se face că acum vezi că ți-o ia altul înainte? Vezi că alții botează mai multe ca și tine și tu nu faci nimic? Tu nu spui nimic? Ioan 3:30. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Ioan spune, auzi, se uită la ucenicii lui și spune, auzi, El e mare, Iisus, El trebuie să crească. Și eu să mă micșoresc. Omul călăuzit de Duhul lui Dumnezeu știe unde îi este limita. Și nu se ridică deasupra lui Dumnezeu. De atâtea ori am vrea să facem treaba lui Dumnezeu și am vrea ca Dumnezeu să facă treaba noastră. De atâtea ori am vrea să inversăm lucrurile. Și eu, Botezătorul, am înțeles. Eu trebuia să cresc până aici. De aici nu mă mai bat eu. Iisus. Am crescut la nivelul pe care m-a crescut Dumnezeu. De acum înainte trebuie să proclame Iisus numele Lui. El trebuie să crească. El trebuie să crească. Nu eu, nu Ioan Botezătorul. De atunci încolo Iisus Hristos trebuie să crească. În mintea oamenilor Iisus nu avea nevoie să crească. El este Dumnezeu. A fost Dumnezeu, va fi Dumnezeu. Dar în mintea oamenilor El trebuia să se ridice. El a început slujirea și trebuia să se ridice. Omul lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul, a înțeles căci pentru El a venit limita. El a pregătit calea. El a pregătit, dar acum a venit adevăratul sărbătorii. Adevăratul Dumnezeu care trebuia să crească în mintea oamenilor. Care trebuia să iasă la ideal în mintea oamenilor. Frații mei, opusul creșterii înseamnă pipernicie.
înseamnă să rămâi micuț. Haideți să vedem Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 5. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață aici și ne spune, auziți, noi trebuie să creștem. Cuvântul lui Dumnezeu spune, adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Spune unei biserici, pocăiește-te și întoarce de la faptele tale din tăi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Asta înseamnă ca să fii crescut undeva la un nivel și după aceea să cazi. Și să nu rămâi, să nu crești în continuare, ci să abandonezi calea creșterii. Și ca să fii templul Duhului lui Dumnezeu. Ca să fii templul în care Dumnezeu să-L găsească plăcerea. Dumnezeu pretinde ceva. Ca să mergi din putere în putere. Dumnezeu cere ca să mergem din putere în putere. Ca să rămâi în slujba lui Dumnezeu. Ca să rămâi în calea lui Dumnezeu. Să rămâi în voia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cere ca să creștem. Haideți să vedem unde trebuie să creștem și cum trebuie să creștem. În Corinteni, 2 Corinteni 4, cu versetul 16, Cuvântul lui Dumnezeu ne mai îndeamnă și ne spune că și aici oamenii au neglijat creșterea. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se îndoiește din zi în zi. Frații mei, omul nostru dinăuntru trebuie să se înnoiască în fiecare zi. Și acum probabil este ușor ca să predici din treaba aceasta, să spunem așa. Este ușor ca să spui, auzi, trebuie să ne înnoim din zi în zi. Dar aduceți-vă aminte că este o luptă. Și noi, această luptă, ne-am angajat în această luptă. Noi am luat hotărârea ca să luptăm în acest fel. Ca să se înnoiască Duhul în noi. Ca să ne înnoim din zi în zi, tot mai mult în omul înăuntru. Așa că nu ne place dacă nu creștem din punct de vedere fizic. Așa că nu ne place atunci când nu creștem din punct de vedere economic. Așa că nu ne place dacă nu creștem din toate punctele de vedere, să spunem așa. Pentru că dacă nu creștem, întâmpinăm dificultăți. Ori nu reușim să ne plătim boletele, ori nu reușim ca să intrăm în rând cu societatea din punct de vedere lumesc, să zic așa, să trăim într-o lume, nu din punct de vedere duhovnicesc, că din punct de vedere duhovnicesc, în lume n-ai ce să trăiești. În lume te pipernicești în lume. Din punct de vedere duhovnicesc, dacă vrei să crești, trebuie să vii împreună cu frații. În casa lui Dumnezeu se crește. În prezența lui Dumnezeu se crește. Acolo unde doi sau trei se adună, acolo este prezent Dumnezeu și acolo vine creștere. Și nu numai acolo, se crește în cuvântul lui Dumnezeu, în cercetarea Scripturii. Pe cerunca rugăciune se crește. Se crește în mintea ocupată cu cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să vedem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În ce trebuie să crească biserica? Mi-am notat eu aici. În harul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 9, cu versetul 8. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să creștem în harul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har. Deci nu este problema la Dumnezeu. Dacă noi nu creștem în har, nu este problema de partea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu poate să vă umple cu orice har. Pentru că având întotdeauna, în toate lucrurile, în destul, să prisosiți în orice faptă bună. Deci, dacă nu creștem în har, dacă nu creștem în calitatea de om al lui Dumnezeu, nu este problema la Dumnezeu. Nu Dumnezeu nu și-a făcut treaba. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har. N-ai darul dărniciei. Rogă-L pe Dumnezeu ca El să te umple de acest har. N-ai harul iertării, nu poți să ierți. Păi roagă-L pe Dumnezeu ca să te ajute ca să poți să ierți. N-ai darul ca să iubești. Ei bine, roagă-L pe Dumnezeu și spune, Doamne, ajută-mă să pot să iubesc. Chiar pe cine aș alege să nu iubesc. Dar Dumnezeu, El poate să te umple de orice har. El poate să te umple și de harul iertării. Și de harul ca să poți cânta bine la vioară. Însă, pe lângă rugăciune, mai trebuie și exersare, mi se pare. Da, mai trebuie ca să fii îndemânat la ceva, trebuie să repeți, să exersezi. Ei bine, frații mei, este la fel ca să crești și în casa lui Dumnezeu ca să fii îndemânatic și în lupta de zi cu zi ca să fii îndemânatic, trebuie să repeți. Crezi că este așa de ușor ca să ierți?
este așa de ușor ca să iubești? Crezi că este așa de ușor ca să lupți? Credem noi că este așa de ușor, dar dacă este luptă, este și creștere. Dacă este luptă, este și creștere. Nu poți ca să ridici un sac de 100 de kilograme dacă ești doar un copil. Sau nu poți să ridici un sac de 100 de kilograme dacă ai lucrat toată viața doar cu mâna la birou, că nu ai antrenamentul. De aceea Dumnezeu ne spune ca să luptăm, ca să putem să fim biruitori, să crești din putere în putere. Vei avea nevoie de antrenament. Unii oameni se antrenează zile întregi, zile întregi. Am citit într-o știre acum, nu de mult, că într-o țară, ca să iasă bine coreografiile, când vin președinții în Coreea, dacă nu greșesc, se antrenează câte 10 ore la zi pentru 6 luni zile. Ca să nu greșească nici unul. Cu fanarele alea când dau ei în stânga și în dreapta, ca să nu iasă ceva încălcitură acolo, se antrenează câte 10 ore. Orchestra se antrenează 5 ore, nu? În fiecare zi. Așa. De aceea n-am greșit azi dimineață. Așa. Frații mei, repetiția. Nu poți să te rogi bine și frumos și plăcut dacă nu te rogi niciodată. Nu poți să cânți bine dacă nu repeți, dacă nu crești în a cântatului. Nu poți ca să vii la biserică cu mare plăcere dacă nu ai repetiția aceasta. Dacă nu vii și nu ești obișnuit cu aceasta. Știi, dacă vii odată la 2 ani de zile la biserică, parcă nu ai stare. Parcă nu se mai termină, are 2 ore. Parcă nu se poate. Și te miri de alții că pot. Te miri de alții că se și bucură în ale 2 ore. Și te miri de alții că stau bine, se găsesc în agiul lor. Dar de ce? Pentru că ei vin din bunul lor obicei. Frații mei, Iisus Hristos ne-a spus să nu ne părăsim obiceiurile, ci să creștem din har în har. Nu Dumnezeu este de vină dacă nu creștem noi, ci probabil noi suntem de vină, noi suntem de vină dacă nu creștem. Haideți să vedem ce ne spune Cartea Evrei 12 cu versetul 15, tot în legătură cu harul acesta care Dumnezeu ne spune, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru că nu cumva să dea la stare vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă turburare și mulți să fie întinați de ea. Ei bine, probabil unii spun, auzi, eu am crescut până la nivelul acesta, acum mi-este destul. Acum pot să mă duc așa din inerție. Este un cuvânt care spune căci în pocăință dacă te oprești, înseamnă că dai nevoie. Ei, dar cuvântul acesta așa ne spune. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Dacă nu crești în harul lui Dumnezeu, înseamnă că ai început să te abați de la harul lui Dumnezeu. Dacă te mulțumești doar cu acel har, așa, slăbuc, din când în când, harul acesta care mi se dă, vin și eu la casa lui Dumnezeu când vreau, când aleg. Îmi aleg eu o duminică pe lună și vin și eu. Ei ai început să dai în spate și nu mai crești și nu mai ești la pas cu biserica în care frecventezi, nu mai ești la pas cu turma și nu mai ești la ceea ce te-a chemat Hristos, nu mai faci parte probabil din templul Duhului Sfânt, poate Duhul lui Dumnezeu să se exercite sau să lucreze prin ființa ta, prin ființa mea, dacă eu vin odată la nu știu cât. În fiecare zi ai nevoie ca să avem nevoie să mâncăm, avem nevoie să bem. Sunt niște nevoi vitale, fără de care nu poți. Reziști o zi, două, trei, fără hrană. Fără apă reziști un pic mai puțin. Dar vedeți că la un moment dat tot trebuie să apelăm la hrană și la băutură, la somn, la odihnă. Trebuie la relax, trebuie să apelăm. Pentru că dacă nu ne epuizăm, ei bine, din punct de vedere spiritual este același lucru. Numai că nu facem această diferență noi. Noi nu facem această asemănare, mă scuzați, căci și din punct de vedere spiritual avem nevoie să creștem. De ce? În Cartea Romani ne spune, aveți grijă așadar să nu ne abatem de la har, de la harul lui Dumnezeu, de la dragostea lui Dumnezeu, de la mila lui Dumnezeu. Ce înseamnă har? Mi-am notat aici, harul este prezența și iubirea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, dat prin Duhul Sfânt. Aceasta înseamnă prezența și iubirea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin Iisus Hristos, da, prin Duhul Sfânt. Frații mei,
Aceasta înseamnă har. Poți să primești prin Duhul Sfânt bucuria mântuirii dacă îți aduci aminte odată la nu știu cât că este o oră de rugăciune. Poți să primești din bucuria lui Dumnezeu dacă îți aduci aminte doar odată la nu știu cât că este întâlnire la biserică. Cuvântul Dumnezeu ne spune, aveți grijă. Dacă nu creșteți, nu înseamnă că stagnați. Și apa stătută începe să miroase la un moment dat. Și apa care nu se schimbă, începe să miroase. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că și trebuie să ne împrospătăm, să mergem din putere în putere, să ne înnoim puterile, să mergem din har în har. Dar aceasta nu pentru că Dumnezeu n-ar putea să ne ajute. Dumnezeu poate să ne ajute, dar rămâne la dispoziția noastră. Rămâne la nevoia noastră. Rămâne la dorința noastră. Dacă noi vrem să creștem din har în har, dacă noi dorim să creștem, pentru că Dumnezeu nu vrea ca să oblige pe nimeni. În ceea ce am citit din cuvântul lui Luca, cuvântul lui Dumnezeu acolo ne-a afișat, Iisus Hristos ne-a spus în patru categorii de oameni. Știți care este ca singura diferență între oamenii aceștia? Că n-au crescut. Cele trei categorii, sau cel puțin cele două, n-au crescut deloc. Și una a crescut într-un context greșit, între spini și mărăcini. Și totdeauna spinii o să câștige. Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că spinii și mărăcina au crescut împreună cu acea sămânță care a fost aruncată. Ei bine, dacă tu vei crește și dar nu-ți vei schimba contextul și dacă vei rămâne în lume, tu nu ai șanse ca să reziști, ca să aduci rod. Pentru că și de aceea Iisus Hristos vrea să ne crească. De ce? Ca să ne încredințeze din bunătățile Lui, din dragostea Lui, din mesajele Lui. Cum am citit în Ezechiel, Dumnezeu i-a spus lui Ezechiel, auzi, te-am pus străjer peste casa lui Israel, tu trebuie să duci mesaje. Dar dacă rămâi într-un context greșit, nu ai cum ca să aduci rod. Chiar dacă din punctul tău de vedere ai crescut. Chiar dacă din punctul tău de vedere crezi că ești la un nivel înalt. Chiar dacă din punctul tău de vedere te crești cineva, e bine să știi, cu tot ceea ce ai și ai prin Harul lui Dumnezeu, să știi că este nevoie să rămâi într-un context unde este prezența lui Dumnezeu și nu într-un context lumesc. Dacă știi să predici bine, ai grijă, rămâi în contextul lui Dumnezeu, rămâi în prezența lui Dumnezeu. Dacă știi să cânți bine, rămâi în prezența lui Dumnezeu. Nu-ți găsi plăcere altundeva. Dacă știi să mânuiești bine un instrument, rămâi în contextul lui Dumnezeu. Rămâi acolo unde se adună frații. Acolo unde prezența lui Dumnezeu este împreună. Acolo unde te simți bine, știi unde poți să crești. Și să aduci rod. Pentru că ca să crești și să n-aduci rod, n-are niciun farmec. N-are niciun farmec. De ce? Îți atragi blestemul asupra ta. La un moment dat, Iisus Hristos a trecut înspre Ierusalim și a văzut acolo un pom așa de frumos. Crescut bine, dar ce păcat că n-avea roade. Și a fost și foame lui Iisus. Și a zis să mă stâmpăr și eu puțină foame, să iau și eu din pomul acesta. Și când s-a plecat să ieie, n-a fost rău. Știți ce s-a întâmplat? L-a blestemat pe loc. Și acel pom s-a uscat. Frații mei, noi vrem să atragem binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi. Noi vrem să atragem binecuvântarea lui Dumnezeu peste biserica Maranata. Noi vrem să atragem binecuvântarea lui Dumnezeu peste familiile noastre. Noi vrem să atragem binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, personal, peste individ, peste mine și peste tine. Vrem să atragem binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar pentru aceasta trebuie să creștem și apoi să rămânem în contextul dumnezeiesc. Unde? În biserică. Acolo, unde se adună frații. Nu părăsiți adunarea cum au unii obiceiul. Problema este că dacă părăsești adunarea, nu faci ceva rău bisericii. Îți faci rău ție. Dacă nu ești tu, o să fie alții, pentru că Dumnezeu nu a rușine niciodată. Și îl spune că El din pietre face slujitori. El din stâncă face slujitori. El dintr-un lemn a făcut să înflorească și lemnul acela a fost uscat. Și din lemnul acela, un toiagul acela, în mâinile lui Dumnezeu, toiagului Moise, pus în mâinile lui Dumnezeu, s-a prefăcut șarpe, a deschis marea. De ce? Pentru că este Dumnezeu, El din orice face orice. Din orice face orice. Din nimic a făcut pământul.
Și tot ce este pe el, el prin cuvântul său, poate să creeze orice. Nu suntem noi cei care ținem pe Dumnezeu, așa cum credeau mulți oameni, că dacă nu aduc jertfă lui Dumnezeu, dacă nu aduc țapi, dacă nu aduc berbeci, Dumnezeu moare de foame și nu o să-și facă treaba. Nu, spune Dumnezeu. Dacă mi-ar fi foame, nu vă spune vouă. Dacă mi-ar fi sete, nu vă spune vouă. Așa spune Psalmul 50. Frații mei, noi trebuie să creștem în credință. Luca 17, versetul 5 și 6. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că să creștem în credință. De ce? Fără credință nu putem să facem nimic. Apostolul a zis Domnului, mărește-ne credință. Și Domnul a zis, dacă ți-a dat credință cât un grăunte de muștar, ați zice dudului acestuia, dezrădăcinează-te și să deaștepe în mare și mare ascultare. De ce? Pentru că ți-a dat credință. Cât un bob de muștar, un minuscul bob de muștar. Ei bine, frații mei, acei ucenici au procedat foarte bine. De ce? Pentru că au zis lui Iisus problema lor. Zis, Doamne, mărește-ne credința. Mărește-ne credința. Și versetul 7 continuă cuvântul lui Dumnezeu și spune, cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice, când vine de la câmp, vine o îndată și se așează la masă. Deci robul, chiar dacă transpiră, chiar dacă lucrează, chiar dacă are credință, tot Dumnezeu este pe primul loc. Tot stăpânul este pe primul loc. Pentru că ce avem? Avem doar prin El. Avem doar prin Dumnezeu. 2 Tesaloniceni, 1 cu versetul 3, ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu din nou, ca să nu rămânem pepericiți în credință, ci să credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Atunci când ne trece prin încercare, să credem că El ne-a spus că și El ne ridică. Trebuie să mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților. Cum se cuvine? Pentru că credința voastră merge mereu. Cum merge? Crescând. Și dragostea fiecare din voi, toți față de ceilalți, se mărește tot mai mult. Uitați ce bucurie peste Apostolul Pavel. Le spune tesalonicenilor, mulțumesc lui Dumnezeu că și credința voastră n-a rămas acolo, ca și când ați crezut. Atunci când ați fost de-abia întorși la Dumnezeu, atunci când ați trăit momentul nașterii din nou, voi acum ați crescut în credință și credeți pe Dumnezeu și atunci când sunteți bolnavi, nu disperați. Atunci când aveți probleme, nu disperați. Atunci când treceți prin valea plângerii, nu disperați. De ce? Pentru că credeți pe Dumnezeu pe cuvânt. Pentru că Dumnezeu și-a luat angajamentul. Că dacă noi rămânem în El, El ne va da har. Și ne va da har după har. Cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune să creștem. Ioan 3 cu 16 ne spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Ca oricine, ce face? Crede în El. Ca oricine crede în El să nu piară. Vedeți, credința este ceva vital pentru biserică. Și credința aceasta trebuie să crește. Cum au crescut tesalonicenii, ni se cere ca biserica să crească în general. Trebuie să crească și în credință. Trebuie să credem pe cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să credem ceea ce ne spune Dumnezeu. Trebuie să nu disperăm. Trebuie să nu ne gândim la cine știe ce lucruri extraordinare. Dar să credem pe Dumnezeu. Dumnezeu ne spune, aruncați asupra mea toate îngrijorările voastre. Și El este credincios. Se va ocupa de noi. Ne va binecuvânta. Dar noi trebuie să creștem și în aceasta. Trebuie să creștem în cunoașterea lui Dumnezeu. Dacă nu cunoști pe Dumnezeu, nu poți să știi de ce este capabil. Coloseni 1 cu versetul 10. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și ne spune, auzi, nu ai cum să crești în credință dacă nu cunoști pe Dumnezeu. Pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. În Petru ne spune la fel, cuvântul lui Dumnezeu 2 Petru, versetul, capitolul 3, versetul 17. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, care lucruri? Căci în lume, în zilele din urmă, vor fi oamenii răi, iubitori de sine, bajocoritori, mulitori, se vor gândi doar la sine. Să vă lăsați tărâți de rătăcirea acestor nelegiuiri. Care nelegiuiri? Aceia care am spus. Și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slavă. 2 Petru 3, versetul 17 și 18.
Cuvântul lui Dumnezeu în viață să creștem în conștiința lui Dumnezeu. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, n-ai cum să te încrezi în El. Dacă nu știi pe Dumnezeu ca Domn și Stăpân, cum se predica cu puțină vreme înainte, dacă nu știi pe Dumnezeu ca Domn și Stăpân, nu te vei comporta ca și cum ar fi El Domn și Stăpân. De aceea Dumnezeu ne îndeamnă ca să creștem în cunoștința Lui. În 1 Ioan 2 cu versetul 3, Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă la fel, să creștem și prin credință să știm că Îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem. Prin care? Prin credință. Pentru că respectăm, ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Frații mei, cum crește Biserica lui Hristos? Cum crește un copil? Dacă mănâncă. Dacă nu mănâncă, cu aceasta speriam copiii noștri. Dacă nu mănânci, nu o să crești. O să rămâi micuț. De aceea Cuvântul lui Dumnezeu ne spune ca să ne îndeletnicim cu Cuvântul lui Dumnezeu. Să ne hrănim cu Cuvântul lui Dumnezeu. Să cercetăm Scripturile la timp și la timp. Să nu fim doar consumatori, ci să învățăm să hrănim, să ne hrănim cu Cuvântul lui Dumnezeu. Iar apoi trebuie să urmăm pe Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dacă rămâneți în mine, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Nu poți să crești despărțit de Dumnezeu. Nu poți să ai autonomie fără Dumnezeu. Nu ai cum să fii templul Duhului Dumnezeu. Dacă nu ești în Hristos, dacă nu rămânem în Hristos, dacă nu rămânem în Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ne hrănim cu Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu ne rugăm, rugăciunea, un alt pas pentru a crește, îndeletnicirea cu Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, cântarea, vorbiți între voi cu psalmi, cu întredobnicești. Frații mei, nu sunt lucruri noi pe care vi le spun. Și mai mult ne spune Cuvântul lui Dumnezeu să creșteți în toate privințele. În toate privințele. Nu totdeauna ai nevoie ca să ierți. Numai atunci când ești în cuptorul iertării, când cineva îți greșește. Acum n-ai nevoie să ierți pe nimeni, pentru că ești în casa lui Dumnezeu. Dar în afara bisericii s-ar putea ca, ieșind din parcare, să-ți gărie mașina. Că lângă faptul că îți va da asigurarea, mai trebuie să-l și ierți. Va trebui să apelezi la darul de Duhul Sfânt, ca să nu te mâni. Așa o să crești, ca să gândești limpede. Să rămâi în Hristos, ancorat în Hristos. Atunci când l-au pus pe cruce, Iisus Hristos a zis, Tată, iată că nu știu ce fac. Haideți să ne ridicăm în picioare.